am să plec, doar eu cu tine. Undeva să nu ne știe nimeni, fără griji și fără hate, urcăm trenul meu de noapte. În weekend, la Târgul de Carte, printre zeci de lansări, Connector și-a lansat volumul Din Livada cu Nuci, o carte în care vorbește despre problemele pe care le-a avut de-a lungul timpului. Există droguri, există poliție, există închisoare, există trădare, dar și descoperiri frumoase ale sinelui. Nu mai am de ce să mă ascund, nu mai am ce să pierd și mă simt foarte liber să vorbesc. Cred că pentru mine este o eliberare. Am devenit sărac cu duhul, ceea ce cred că e o primire. Din public nu puteau lipsi mama, tatăl și sora artistului. Dacă tatăl lui Connector, domnul Aurel, a fost mai retras, mama lui, doamna Rodica, a afișat o mină extrem de fericită. Am un univers al meu, unde uit că mi-este greu și parcă nici nu mai contează. Părinții artistului au dat câteva declarații. Sunteți emoționată, fericită? Mândră, sunt emoționată, sunt tot ce vrei, tot ce vrei frumos. Da, iată și pozuțul noastră aici. Nu mândră, că nu e mândria, mândria e cel că mari, e nasol, nu e bine. Vreau să fac o remarcă referitor la cărți. Când cărțile se vând greu, oamenii se vând ieftin, iar țara se dă pe gratis. Tudor Mușatescu, nu e mai, dar e bună. O apariție rară în spațiul public, sora lui Connector, Ana Maria, a fost alături de artist. După ce Connector a primit un tablou cu portretul său, familia a plecat de la eveniment, iar Connector a stat mult timp pentru a da autografe. În primul rând, felicitări! Mulțumesc frumos! Spune-te, rog, când s-a născut ideea acestei cărți? Anul trecut, editura am luat legătura cu editura pentru că e deja un sfert din material aveam și l-am continuat împreună. Repet, eu nu sunt un scriitor, sunt un vorbitor și Ovidiu Simionescu de la editura a stat și m-a ascultat, a înregistrat tot ce a pus în cerneală și în foaie, da. Câte ore ai petrecut povestit despre... În jur de două luni. Da. Și cam câte ore pe zi? Nu, în jur de trei zile pe săptămână, să zic, câte patru ore, cam așa. A fost ideea ta sau a fost ideea editurii? Nu, a fost ideea mea, dar editura a răspuns extraordinar. Ai simțit nevoia să transpui în paginile unei cărți experiența ta de viață? Da. De ce nu? Mi se pare că atât momentele de așa nu, cât și cele în care cumva sunt evidente pentru toată lumea, așa nume că am învins pariul cu viața, trebuiau puse undeva ca să folosească, poate, nu ca fiind rețeta, ci o rețetă. Hitul cu Alex Velea, dacă dragostea dispare, ți-a schimbat practic viața și statutul de artist. Da, cum să nu? A fost o piesă foarte importantă la vremea ei. Și acum e. Milioane de vizualizări la vremea respectivă și... Da, prima piesă care a făcut 1 milion de vizualizări pe YouTube a fost Dacă dragostea dispare, în România. Da, și odată cu acest hit a început și deschiderea ta către păcate, să zic așa. Nu de la piesa aia au intervenit păcatele. Păcatele au intervenit din 2009. Din 2009, da? Pentru că succesul, pe de-o parte, este, cum să spun, o încununare a muncii tale, dar și în același timp apanajul autodistrugerii, ca să zic așa. Am scris totul în carte, e totul acolo. Da, de asemenea ai spus în carte faptul că soția ta a divorțat din cauza faptului că aveai o altă relație. Băi, nu mă pot băga vorbe aici la tine. Nu, motivul real îl găsiți în carte, cu siguranță. Da, cum ești acum, în momentul în care ți-ai schimbat viața total? Doar sunt și atât. Asta mă bucură cel mai tare. Îmi place personajul meu, îmi place să fac muzică, să scriu cărți, dar cel mai mult mă bucur de a fi și atât. Orgolios? Nu mai sunt, am trecut, am fost. Umil? Umil. Nu știu dacă, vezi, a fiu, bucuria asta lui a fi, nu mai ține de adjective și de... Nu mai sunt umil, sunt păcătos, sunt virtuos. Sunt și atât.
Nu, te-am întrebat în ideea, în situația în care, eu știu, cineva te-ar jigni, cum ai reacționat? Trebuie să-i întreb pe ceilalți. De obicei nu mai răspund la... Pentru că mi-am dat seama de un lucru, că nu e despre ce ți se întâmplă viața, ci despre cum reacționezi la ce ți se întâmplă viața. Hai, lasă-mă să te ating. Cine mai poate ajunge la inima lui Connector? Te-ai gândit să te recăsătorești? Nu. Ai 41 de ani, ești tânăr, ești. Dar nu, deocamdată nu, căsătoria nu e pentru mine. În momentul în care voi găsi un om care să se iubească atât de mult pe el încât să își împărtășească iubirea, și, să zic, bucuria și împlinerea și fericirea lui ei personală cu mine, atunci, da, probabil că voi face pasul. Până atunci, nu. Sunt bine așa. Fiica ta, ai povestit pe scenă că ți-a oferit câteva pilde. Da. Știi cum e vorba aia? Vai de părintele care n-a ascultat de copil. Fata mea e, slavă Domnului, e un copil deștept, un copil ager la minte și e nebucurat tare, da. Luăm lecții de la Maia. O încurajez pe Mișa în cariera muzicală, o încurajez la acest show de televiziune, Te cunosc de undeva. Da, cum să nu o susțin, dacă are nevoie de ceva, cum să nu? Sunt lângă ea, oricând. Spune, te rog, piesa aceasta, care acum face furori, da. Cum s-a produs reîntâlnirea cu Raluca? Extraordinar, Raluca este unul dintre cei mai buni interpreți, să zic așa, de sex feminin din țară. Și chiar dacă probabil că în ultimul timp ea a fost mai underrated, așa, valoarea ei s-a păstrat și asta s-a văzut. Când am chemat-o pe piesa asta, a demonstrat că e locul unde e locul, unde ar trebui să fie tot timpul locul. Te-ai fi așteptat la succesul... Da. Eu și nu că încerc eu să... Păi nu. Ideea e în felul următor. Știu când o piesă e hit. Da. Acum pregătește ai alte proiecte în derulare sau? Bineînțeles, se lansează single-ul lui Johnny Romano, Doi ochi albaștri. Stați aproape că e smash hit. O să vă schimbe playlist-ul. Și multe alte proiecte despre care nu pot să vorbesc. Am luat niște copii tot din Ferentari. O să vedeți. Câteodată de 9 iunie îți vei serba ziua de naștere? 9 iunie, ziua de mea de naștere, se face cu fast, cu explozii, cu înghețată gratis. Invitați extraordinar, pe 9 iunie vă aștept la Arenele Romane. Vei mai cânta cu Florin Salam? Nu, dar se va păstra momentul, doar că în locul lui Florin Salam va fi... Acum trebuie să veniți să vedeți despre cine e vorba, ce să vă fac. Ne poți spune pe cine vei avea invitat în acest super show? Da, va fi Nicol Șeri, va fi Raluca, va fi Shift, fratele meu, va fi Damian Drăghici, Smiley, dacă ajunge din luna de miere, așa. Nu mai știu, sper să nu ratez pe cineva, Johnny Romano, am spus, Keto Gang, Smulz, nu mai știu. Connector poate fi văzut și la nuntă? Nunta cu ei. Nu știu dacă cineva vrea ca tu să-i cânti la nuntă. A, da, bineînțeles, avem groază de nunți. Deci nu este... Nu. Chiar mulți miri își fac dansul mirilor, valsul mirilor, pe noi ne potrivim. Și nu de acum de ani de zi. Ai mărturisit în carte că ai avut la un dat 60.000 de euro în cont, ai scos pe toți și ai cumpărat o casă părinților tăi. Da. Aia a fost un moment în care m-am simțit mai tare ca Superman. Regrezi ceva din trecut? Absolut nimic. Nici acea perioadă, mai puțin fastă? Perioada cu drogurile alea, aia, da. O regret, pentru că, na, aș fi vrut să am ficatul mai sănătos, probabil. Dar, slavă Domnului, am fost protejat undeva de sus și am fost băiat deștept să mă las la timp. Da. Da, ai spus că nașterea copilului te-a determinat să renunți la această adicție. Da. Primul rând, da. Mai a fost catalizatorul. Totuși, ești un bărbat foarte curajos, foarte asumat. Fata ta va citi această carte, cu siguranță. Bineînțeles, dar cum? Eu abia aștept să povestesc cu ea absolut orice mă va întreba. În loc de final... Un mesaj pentru telespectatorii Extra Night Show? Vă pup, Capatus, te pup, da? Să citești cartea și poate o și prezinți în emisiune la tine, e carte mișto. Și în general, bucurați-vă de tot ce înseamnă viața asta, dar mai presus de toate, bucurați-vă de ceea ce va rămâne și de după viață, și anume acesta fi imoabil, care n-a început și nu se va termina niciodată. Vă pup și vă iubesc!